Salutare, bine ați venit înapoi la frumoasa emisiune Îndodi. Astăzi continuăm cartea Virtutea Egoismului de Ayn Rand și astăzi o să discutăm despre conflictele între interese și dacă nu cumva sunt toți egoiști. Da, înainte de discuțiile astea o să vă rugăm jos sub video să dați un like, share, un subscribe, toate lucrurile bune și frumoase. Dacă vreți să vă mai întâlniți cu noi pe internet, vă uitați în descriere, găsiți și alte locuri pe unde ne găsiți pe internet. Dacă vreți să ne susțineți, există și link-uri de Crypto și Patreon, vă mulțumim celor care o faceți deja. A, da, cartea, găsiți un listing de Amazon dacă vreți să vă cumpărați. În capitolul 4, pe care am început acum, este vorba despre principiul obiectivismului. Nu există conflicte între interesele oamenilor. Asta e o întrebare foarte des întâlnită și în alte contexte. Dom'le, da, dacă eu... Și mie mi se pare că e un... Cum îi spune? E o critică din asta, așa, la care cel care o face nu s-a gândit foarte mult. Adică o găsim și la, na, la Rothbard. Ce, domne, dar dacă eu vreau să te agresez, dacă e în interesul meu să te agresez, să te agresez pe tine. Așa, știi? Că, de fapt, asta e vorba, nu? Dacă toată lumea își urmărește propriul interes, da? Doamne, ele se suprapună la un moment doamne, dat. Ele se suprapun, se intersectează, dar se dau cap în cap. Da, exact. Ai un conflict. Exemplul pe care îl dă Ayn Rand aici este doi oameni care se duc la un interviu pentru același post. Nu prea văd cum ai putea, ce exemplu ai putea da similar. Mai există un cazul în care dumneavoastră interesul meu să încalc napul. Adică care ar fi similar, să zicem aici. Eu vreau, deci ăsta e argumentul pe care îl dă lumea. Eu vreau o bucată de, nu știu, eu vreau ultimul telefon Apple, tu vrei ultimul telefon Apple, da? Așa. Mai e unul singur la magazin. Da. Da? Păi, eu îți pun piedică ca să n-ajungi la magazin, să ajung eu înaintea ta să-mi iau telefonul. Da? E vorba de acțiunile, știi? E vorba de ceea ce face lumea. Și ajunge să încalce napul ca să-și urmărească interesul. Depinde cum de obicei, îi pui piedică. Acolo e ideea. Că da, nu, acolo la nap, da, dar aici... Că acolo argumentul vine ăla. Că voi libertarienii sunteți oricum egoiști și interesați de propriul interes. Da? Sunteți egoiști și fără inimă. Normal că o să vă săpați pe la spate, că vreți faceți cât mai mulți bani. Nu, suntem egoiști cu inimă. Îmi place cum se termină... Capitolul 5, asta urmează să-l discutăm azi, ăsta scris de Nathaniel Brande, se spune că ăștia fac un compliment nemeritat umanității, care spun că toți sunt egoi. Na, în sistemul randian, egoismul fiind o chestie bună, egoismul fiind o chestie rară, fi un compliment. Da, na, ajungem și acolo. Acolo obiecția e... Da, dar nu cumva toți suntem egoiști, că-mi urmăresc interesul. Ajungem și acolo, da. Aici e vorba de competiție, da, uite, pe ce a zis, e... competiție pentru același, erau clienți ăștia. Ce a zis Gabi, erau clienți, erau pentru același job. Poți să am competiție între antreprenorii. Competiție pentru aceeași tipă, să zic. Și unul pierde, unul câștigă și întrebarea e, era în ce vrea să demonstreze că nu există. Nu cred că are dreptate, dar mă rog. Nu există conflict. Nu există conflict, da. Nu, da, deci mi se pare că cele două exemple sunt construite într-un mod total diferit. Dacă ar fi să... Al ei școlul Vali? Da, cel din cazul eticii obiectiviste și cel din cazul Napoli. Dacă ar fi un exemplu similar în cazul Napoli, ar fi așa. Ultimul telefon Apple la magazin și noi am licitat, să zicem. Da, da. Nu punem piedică. Da, da, rămâne punctul comun al competiției. Pentru că și în cazul... În care și în cazul jobului, doar că da, sunt alții bani. Este că altcineva decide, deci tu nu, zicem, trebuie să-l agresezi pe celălalt. Nu, sunt alții bani, adică nu e nicio problemă, sunt alții bani.
tu când licitezi pentru un job, licitezi cu skillurile pe care le ai. Nu îl pui pe ăla, să zicem, disponibilitatea de efort. Îl împiedic sau îi fur cravata. Nu e agresiv, asta vreau să zic. Ce au în comun e că e o competiție. Competiția poate fi voluntară, la un exemplu dat de Gabi, poate fi non-voluntară, în exemplu dat de Vali. Da, ea de exemplu, dă un exemplu, cum să spun, mai lejer din punctul ăsta de vedere. Care, să zicem, că nu încalcă neapărat NAP, dar... Există și exemplul ăsta și ar putea fi dat în care omul egoist fiind, interesele fiind, acceptând că există conflict de interese, că atunci poate să-și calce înapoi, atunci de ce nu? Dacă se află într-un conflict, dacă tu ești, de exemplu, într-un conflict cu cineva deschis, conflict, să zicem că altcineva a inițiat forța, da? Nu a inițiat-o tu și vă găsiți într-o stare de conflict. Conflictul nu se poate rezolva prin negociere? Clar, va trebui să folosești forța. Eu cred că are în vedere și tot ce are în minte. Ea analizează un exemplu voluntar, nu? Aia se bate un job. Eu cred că are în vedere în întreg capitolul și panseul de non-voluntar, că e locul meu de muncă, nu mă dai afară. Exact. E lipit de mine. Am înțeles. Are și bătaia asta în vedere. Dar oricum, discuția pentru ea are sens și... Și pointul e, cred că ăla nu e tău. E și ideea asta că stai să te gândești, domne, dacă eu vreau jobul ăsta și tu vrei jobul ăsta și noi suntem amândoi obiectiviști și simțim, nu e corect simțim, și ne-am gândit, am ajuns la concluzia că jobul ăsta ne va da mijloacele să ne trăim viața și e imperativ moral ca și tu și eu să obținem jobul ăsta, atunci urmărind strict asta, dacă ăsta ar fi un imperativ moral ca și tu și eu să fim angajați pe jobul ăla fiind doar pentru o persoană, e clar că unul dintre noi nu va putea să fie moral dacă asta e implicația. Și nu prin prin ceva ce are el de ales. Sau ceva ce poate el să schimbe. Nu, el, nu știu, el rațional e să accepte loserul, să accepte. Eu cred că asta are în vedere. Da, ăsta este răspunsul rațional, dar tocmai asta spun că aici ea de fapt își nuanțează puțin poziția și faptul că nu există răspunsuri din astea unice, adică nu e... cum să zic, într-o competiție cineva trebuie să câștige, cineva e primul dintre pierzători, cineva e pe locul 3 și așa mai departe. Da? Și chestia asta cumva trebuie integrată în etica obiectivistă, pentru că dacă toți care participă ar spune că ei doar pe locul 1 și restul e dezastru, atunci ei pierzând ar deveni imorali. Nu, cred că atacă niște presupoziții gen, nu e doar ăla singurul pe lume. Doar jobul ăla. Exact. Joburile nu sunt fixe, știi? A luat unul, e ca un pahar, ai băut jumate, am rămas jumate. Nu, ele se tot apar job. Ok, l-ai pierdut pe ăsta, apare altele. Care și asta în vedere. Asta, presupoziția socialistă era asta, numărului fix. A luat, era un post de inginer, dar poate clar că și socialistul are dreptate că ai un conflict, știi, ai un post ăla în orașul ăla, e singur acolo și na, ai un conflict. Eu cred că în capitolul ăsta Ayn Rand vrea să, de fapt, să sublinieze faptul că cel care pierde nu trebuie să se considere sacrificat în sensul altruist, domnule, eu ca celălalt să câștige, eu ar fi trebuit să pierd ceva. Da? Asta... Cred că vrea să scoată în evidență aici. Amândoi au fost egoiști, da? Amândoi și-au urmărit propriul interes. Unul dintre ei a câștigat, celălalt care a pierdut poate să își atingă, să zicem, același obiectiv pe care l-a avut, mergând pe alte, da? Ori joburi similare, ori pe alte căi.
Cred că e ce are ea în vedere era asta, că nu era lui, știi? Pe de-o parte, da. Da, 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 da. Atunci zici că m-am sacrificat. Păi ce ai sacrificat? Acum răspunsul meu ar putea fi, ba da, a pierdut o oportunitate. A pierdut o oportunitate. Păi dacă nu, era... a pierdut-o, dar nu s-a sacrificat. Nu, dar nici ba da, și-a, nu și-a mai bifat un interes. Dar nu s-a sacrificat, nu era în controlul lui. Deci astea... Sacrificiul trebuie să fie tot o acțiune a ta. Ok, că te mai sacrifică partidul câteodată, asta e altă problemă, da? Nu, sacrificiul era, da, când zicea el renunț și ia tu da. Nu știu ce ești. Dar cred că ce are... A, ea zice să nu folosi limbajul ăsta, dar cred că ce are în vedere era că era al tău. Să-i sacrific. Era al tău job-ul ăla. Păi nu știu, de ce te mai duce la interviu dacă era al tău? Ia să-i problemă. Pentru că e un drept la muncă. Da, mai sunt unii care... Simt, domne, jobul ăsta... Are drept în continuare, să duce la alte interviuri. E fix pentru mine. Simt eu chestia asta. Nu-și integrează, să zicem, rațional. Bine, ea aici mi se pare că zice ceva, că dă puțin în simțirile astea, nu? Da, 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 da. Pentru că atunci apare chestia asta de frustrare. În momentul în care ai o privire subiectivistă asupra realității și... mistică, cum zicea, atunci e normal să te consideri un pierzător atunci când nu te angajezi. Auzi, nu ești ales. În România, nu știu cum e și în alte părți prin Balcani, dar e foarte pământenită demoralizarea asta de care zicea Vesmenov. Că la noi, dacă zici nu am așteptări, ca să nu fiu frustrat, lumea, de fapt, are așteptări invers. Toți sunt hoți, nu numai la noi, doar în România, hashtag. Ideea cu să n-ai așteptări, asta pe care o discutăm aici, ar fi chiar să n-ai. Nu știu. No, asta e o idee budistă, nu știu cât a fost încorporat-o europenia, zice că nu prea. Păi n-a prea. Sau și stoici aveau asta, uite. Da. E stoice avea asta, că nu-ți pui așa elimini frustrarea. Și că dacă n-ai așa, vreau să revin la sacrificiu. Eu zic că e sacrificiu nu în sens că își cedează la locul, știi? Nevasta mea o tu, ci nu că îl pierde ceva. Pierde un job. În sensul ăsta, asta mi se pare că e... Ăla nu e sacrificiu, ăla e... Păi când simte că este al lui... Nu trebuie să accepți răspunția asta tare ca să admiți că îl pierde ceva. Păi, o să fiști libertarian, să zici, nu e domne, nu era al lui, dar oportunitatea era al lui. A pierde... Ce mult contează. A pierde e parte din realitate. Nu e neapărat un sacrificiu atunci când pierzi. Da? Joci un joc de noroc, să spunem, da, accept să joci supăra, un frate. Joc de noroc, da? La ăstea mai pierzi, mai și câștigi. Câteodată mai des mai pierzi. Da? Part of the game. Nu e un sacrificiu. E unul dintre... ăstea care se oftică când pierd la table. E unul dintre rezultatele posibile ale situației respective. Deci să nu... Care e greșeala? Nu este ancorat în realitate, că e primul argument pe care îl spun aici. Realitate. Nu e ancorat în realitate omul respectiv. Pur și simplu... Hai să le... Te-a pierdut, tocmai ce a pierdut jobul, știi? Deci, ce mult, am mai zis-o și repetez. Dar realitatea e alta. De ce mult contează cum folosești cuvintele oricine, scriitorii, toți analiștii și până la urmă și noi? Deci zici pierdut? Gândiți-vă cum se întâmplă calamități. Pierde lumea recolta. Ai recoltat? Ai recoltat și ai pierdut-o? Sau era oportunitatea? Oportunitate. Exact. Uite, sau o tigaie la promoție dacă ai pierdut-o, era... Ai pierdut-o, da. S-a trecut. Deci cuvintele astea sunt foarte... Și apropo de cuvinte, mică anecdotă, o tai. Ziceam... O tai. E bine. Ziceam la... Mă uitam la știri. A zis... Teodosie ceva. O să-și ducă crucea, femeile, whatever. Și... Da, crazy. Și știrea era ÂPS Teodosie a zis cu tare. M-am burzuluit la televizor cum se face, vorbești cu... Zic, bă, ce știre e asta? Îmi spui despre un
UPS, așa îl cheamă pe el, cum îl cheamă? Și ideea e că, păi nu, că au lepădat de cele lumești și au un nume nou. Cu ce ai un nume nou? Da, zice, da, păi da. Ca, zice, e ca un nume de scenă. Mi s-a părut foarte funny. Deci ăla e Teodosie, nu e? Care? Numele, numele nou e Teodosie, nu e Ips. Nu e Ips. A, bine, da, aia e din... Că-ți dai seama că pe el, când l-au botezat ai lui, nu l-au botezat Teodosie, ups, inițial. A, da, ups. Și ea nume de scenă, da, e funny. Zice, eu ok, am pierdut competiția, el nu zice, m-am sacrificat. Păi nu, nu zice. Sau zice. Nu. Tocmai asta e, că nu zice și nici n-a fost. Dar zice că a pierdut ceva. Cel care, mă rog, nu are o... Da, da, cred că nu folosește în sens randian. Uite, se cente de afară, știi? Trebuie să plece de doi oameni, ești după prin pierdut. Aer. Da. Ai pierdut. Am fost sacrificat. Dar nu cred că folosești în sens randian, nu? Nu, în sens mă dai afară. Interesul meu egoist era să fiu acolo, uite că nu mai sunt, știi? Așa. Sacrificiu oricum e ceva care pornește din inițiativa ta. Dacă ești dat afară, deci ești dat de altcineva, nu prea mai e sacrificiu. Ei, ești bine, acolo te sacrifică partidul. Da, ești sacrificat. Nu e sensul randian, știi? Sensul randian e ăla în care tu deliberat. Da, da, da. E cu valorile, da? O valoare mai mare pe una mai mică, ăla e sacrificiu. Cred că și în contexte coercitive pot spune. Mă sacrifică partidul, știu, eu sunt burghez, nu înțeleg nu știu ce și partidul mă sacrifică pentru colectivitate, știi. Cred că merge și asta. Dar ea n-a, folosește și în contexte voluntare. Acolo pentru că da, pentru că ți se impune o alegere a unei valori mai pentru una mai mare, da. Bun, hai să numim și astea. Deci ea spune așa, că există patru puncte de vedere din care ar trebui analizată premiza conflictelor, din care ar trebui analizată premiza conflictelor de interese și ea le numește aici ca fiind realitate, context, responsabilitate și efort. Eu zic că ce am vorbit până acum cu Costel și anume faptul că cel care a pierdut nu avea o reprezentare corectă a realității este primul să zicem, punct de vedere care lipsește, știi? Răspunsul ar fi așa, el nu ar avea o reprezentare corectă a realității dacă după ce a pierdut jobul el insistă că în continuare era cel mai bun candidat. Da, da, exact. Atunci ar fi divergența față de realitate. Poate să aibă dreptate. E ca asta, mai știu să zic. Dacă i-au ales prost. Nu, ai făcut eu o greșeală de... El poate să insiste, dar nu înseamnă că... ales pe la mai proștii. Nu, dar nu înseamnă că a pierdut el. Asta ar fi... Nu, ai spune așa, într-o piață liberă, deci nu există coerciție, da? Oamenii sunt raționali, într-o lume în care oamenii sunt raționali și își urmăresc long-term objectives, da? Faptul că tu ai pierdut este... Nu este o greșeală, este această decizie corespunde realității. Hai să o luăm altfel. Tu ești pe piața liberă și tu faci sarmale, da? Și Gabi face sarmale și eu cumpăr sarmale. Și în loc să cumpăr de la tine cu 5 lei sarmale, cumpăr de la Gabi cu 5 lei 50. Am făcut o greșeală? Poate fi, da. Nu. Păi cum erau? Depinde da, cum erau. Există eroare de consumator, știi? Ajungi cu alugabii, n-au niciun gust. Da, eroarea de consumator nu e eroare de piață. Mă rog, ea n-are în vedere complicațiile astea, are în vedere în care clară situația, știi, că ăla e mai bun. Hai să facem altfel. Ia o sarma de la Gabi cu 5 lei jumate, ia o sarma de la tine cu 5 lei și după aia mă duc la Gabi și dau o comandă de 20 de sarmale. Am făcut o greșeală? La cât era la Gabi? Era cu 50 de bani mai scump. Hai că ți le dau eu cu 4 jumate. Depinde de sarma. Nu. Depinde în de niciun caz nu am făcut o greșeală. Arhitectonica sarmale. Am testat ambele sarmale, cunosc diferența de preț și le-am ales în continuare pe al lui Gabi. Asta înseamnă că eu am un criteriu pe care sarmalele tale nu au putut să-l îndeplinească. Nu am cum să fi făcut o greșeală în clipa asta, decât dacă mă comport
antirațional. Da, asta e. Da, nu era asta realitatea, deci. Nu era asta. Mulți... scenariul ei e ăla în care sunt clare lucrurile, nu. Ei introduceam, știu, o auziți cum vă țați eroare de angajare, eroare de consumator, eroare de. Da. Și Adrian de-asumă că nu s-a înșelat. Au fost clare lucruri. Da, da, da. Și aici e o nelămurire. Uh-huh. L-am pregătit puțin pe Vali înainte. Oamenii nu sunt ca și discuția pe care am avut-o în capitolele cu să zicem eroarea consumatorilor post-tranzacție. Cazul tău, îți pare rău după ce ai luat 20 de sarmale de la mine? Așa. Mai bine luai de la Costel. Când discutam aici, vorbește Gabi, când discutam la Rothbard, da, trebuie să vă duceți la cartea cealaltă ca să prindeți restul firului de discuție. Așa și aici. E posibil ca tu ca, să zicem, persoană rațională să nu-ți știi long-term objectives și să trăiești om aqua, aqua om, mai bine ar fi ca statul să decide pentru tine. Ceea ce este mai bine. Adică ai putea să introduci chestia asta. Eu sunt de acord. În filozofia asta randiană mi se pare că ea pune foarte mult accent în susținerea teoriei astea, domne, doar oamenii care își știu obiectivele de tip pe termen lung, dar pe termen lung, pot să intre ca actori raționali pe piață. Da. Ceea ce nu prea se întâmplă în realitate, Gabi, după părerea mea. Generaliza. Atunci, nu, aici poate să zică cineva un actor din ăsta malefic să zică, domne, eu stabilesc pentru ceilalți oameni, pentru ceilalți actori, cum ar trebui ei, de fapt, să se comporte. Două lucruri. Da, te rog frumos. Bun. Depinde care îți e scop. Da? Dacă scopul tău este ca oamenii ăia să trăiască ca oameni, atunci tu, luând decizia pentru ei, fix invalidezi această premisă. Deci, nu prin această metodă poți să împlinești ideea că oamenii ăia trăiesc ca oameni, ca tu luând decizii pentru ei. Deci, da, corect, da. Dacă trăiești ca oameni, să numește că trăiești ca lumea? Din punctul ăsta de vedere, aici o rezolvăm. Da. În al doilea rând, piața liberă de tip libertarian, ce înțelegem noi de obicei prin piața liberă, acolo nu e nevoie să fii un obiectivist ca să participi la schimburi. Însă ea pare în capitolul ăsta să mărite referința pe termen lung, pe care o găsim și la Mises, cu planul ăsta mai bun, cu drumul către viața asta împlinită. Da. Uite, o diferență între ei ar fi că Mises spune de obiectivul pe termen scurt că e rațional. Baudrillard spune nu, doar ăla pe termen lung. Sau coerența între ele, că asta mi se pare. Nu, Mises a spune și când e o travă, că e rațional. Da, gândește că mulți oameni au obiectivism versus au ca preferență de termen lung ideea filozofică să-mi trăiesc viața la maxim acum, de tipul azi am luat salariu, până mâine l-am spart. După aia, post. Da, ar zice că nu se vezi interesele. Răspunsul ei ar fi așa, că tu trebuie să trăiești viața la maxim acum, cât și în viitor. Iu. Asta spune ea. Asta e. Da, dar răspunsul ei ar trebui să fie egoist. Ce vrei? Păi vreau să spar bani. Nu. Nu. Adică tu vrei exact că e o contradicție. Aici tot simțeam în tot capitolul ăsta, simțeam că ea tot timpul mă duce spre un tip de om. Da, ea are o morală pe care eu nu-i văd în că ar putea sunt câțiva într-adevăr care respecta, să zicem, filozofia asta, dar sunt puțini cei care puțini, majoritatea libertarianilor.
Nu zic majoritatea oamenilor. Ce nu gândesc pe termen lung? Nu-și face o casă? Nu știu. De ce? Și majoritatea conservatorilor. Da, mă rog, ei au probleme prin alte părți. Da, asta e problema. Ea zice fii... Ea are într-adevăr... Urmează-ți calea. Păi calea mea e să îndrăjdier. Ce nu. Vrei? Nu, că nu ești obiectiv. Nu, nu, nu. Nu te... Răspunsul este că nu te împlinești ca om. Tu, că atunci când ești drojdier, nu îți asiguri, cum să spun, nu îți asiguri viața, supraviețuirea, numai prin puterile tale. Există perioade în care ieși și la mila celorlalți. Deci, în rant, spui că ceea ce trebuie să fac e să renunț la valorile mele și să-ți urmezi interesele tale, adică să fii altruist? Nu. Ceea ce spune Rand spune așa că trebuie să îți vezi valorile, de unde vin, dacă te ajută să îți maximizezi, să trăiești viața la maxim, acum și în viitor, și dacă nu, cauți altele mai bune. Ca și în Rand am o perspectivă calitativă asupra vieții, nu cantitativă. Dar pentru mine zilele alea în care am spart salariul au fost viață împlinită. Așa. De ce îmi cer să mă sacrific și să urmez pentru că, pentru că în zilele de după ce ai spart salariu, ești la, ești la mila altora. Nu mai trăiești prin forțe proprii. Ăsta e răspunsul. Trăiesc, postesc. Și ca să fii la mila altora, da, bine, postești, de după... După niște zile s-ar putea să ți se ia. Nu contează. Deci argumentul meu la care n-ai răspuns a fost că viața s-a condensat în... Eternitatea s-a condensat în... Zilele nu s-a, aia? Nu s-a condensat. Spargerea, da, da. Nu, Costel, aia însemna viața calitativă. Nu s-a condensat pentru că tu, din nou, repet, ca tu să trăiești și restul zilelor, altcineva trebuie să producă pentru tine. Da, el nu-și propune restul zilelor. Omul din exemplul lui Costel nu-și propune restul zilelor. Deci am spart banii la aparate, nu știu ce, a fost o viață împlinită. Asumat. Și ai murit la 20 de ani. Da. Am acționat egoist. Ca om. Da, am acționat egoist. Acum vine în rând și spune, nu, privește, adică să mă sacrific pentru idealurile tale de viață și nu știu. Nu, nu pentru idealurile. Adică să fiu altruist. Nu, ea zice că din, ea zice că din rațiune o să reiasă. Bine, rațiunea și asta mi-a zis. Ca să te împlinești ca om, din rațiune o să reiasă că poți să trăiești 70 de ani. Și dacă tu alegi să mori sau, mă rog, să te expui la pericolul oportunității de a ți se întâmpla ceva, la 20 de ani, vezi, Doamne, nu te-ai împlinit ca om. Ai trăit irațional. Iar dacă, și aici vreau eu să zic, că vă mai gândiți voi un pic, că de multe ori folosim chestia asta și la Rothbard am folosit-o, domne, rațiunea și seducătoare pentru mine este ideea că prin rațiune poți să produci niște răspunsuri despre bine. Mi se pare că rațiunea, că uite de ce apare discuția asta, unul rațional sparge banii, altul rațional zice stai, îmi pun deoparte, îmi drămuiesc, nu știu ce. Mie mi se pare că rațiunea e un mecanism prin care poți să judeci. Dar e doar mecanism. Important e ce încotro vrei să te duci. Și mai e și exemplul ăla care nu rezonăm noi, dar în care mintea doar raționalizează pulsiuni, dorințe. Și te gândești, păi cum se poate așa ceva? Cum poți să raționalizezi? Dacă te uiți ce se întâmplă, da, de multe ori, mulți oameni care fac chestia asta, raționalizează, deci ce fac? Și-au folosit rațiunea. Și o observație aici ar fi că dacă vrei să pretinzi cunoașterea asta tuturor lucrurilor ca să poți să hotărăști complet, absolut rațional, mă rog, nu ne este nouă accesibilă genul ăsta de cunoaștere. E o cunoaștere din astea ca luceaferică. Da, nu, dar nici n-are vederea. Bine, asta. Tu aici are vedere niște lucruri. Tu aici te duci foarte zic, aproape de vreau să zic că e doar un mecanism rațional. De limita filozofiei randiene și aici... Cum să zic, mi-e greu să o
s-o apăr fără să trec în capitolul viitor. Așa că revenim asupra exemplului tău. Când ajungem, nu revenim când ajungem la capitolul mai viitor. Nu, mai avem de dis, mai avem contextul. Dar fiind împreună în același... Alexandru nu e un mecanism pentru ea, nu cred că e doar un mecanism. Pentru ea nu e, da. Da, da. Dar tu nu ești rațional. Dacă tu bei banii azi, s-a intrat pe car și tu nu ești rațional. Da? Scuze, apropo de emoții, mă gândeam dacă nu e corectă cumva perspectiva opusă de inspirat cumva și de Nathaniel Branden. Știi că zicem, rațiunea e sclava a pasiunii, niște pasiuni și rațiunea argumentează, caută justificări. Dacă nu, cumva e invers. Rațiunea fixează diferența între bine și rău și pasiunea vin după. Nu chiar. Se umflă. A zice altceva. Dar poate să fie de multe ori. Puțin și tu, știi, rațiunea îți spune că aia sunt nu știu cum, după aia apar post. Emoțiile se umflă. În niciun caz, exemplu Huții și Tutii nu e corect dat aici. În niciun caz acolo nu e o problemă. N-a fost o problemă care a început rațional. Nu zic aprecierea alora ca răi, știi? Asta spune rațiunea. Cine aprecierea sunt alora ca răi nu a fost o chestie rațională, nu. Cineva a folosit mintea, nu în sens de acceptabil, valoric, de acord, cineva a folosit mintea, dar dacă valorile în baza cărora a luat acea decizie sunt fundamentate tot în misticism și nu în rațiune și realitate și nu pot decât să fie dat fiind concluzia la care a ajuns, raționamentul ăla e greșit pornind de la premize greșite. Rațiune în sens minimal, știi? Naziștii au folosit rațiunea, știi? Deci când au proiectat nu știu ce... Da. A folosit mintea, nu că doar nu scria automat pe... A trecut prin mintea cuiva... Da, dar faptul că a trecut în prin... În sens minimal, nu în sens radian. Da, da, ok, în sens minimal, dar nu în sens radian. Asta vreau să spun, că faptul că a trecut prin mintea cuiva, totul treci prin mintea cuiva, că nu se mișcă mâna fără, fără minte, că da? Oamenii au minte. Exact, dar problema pe care o pune și ea atunci când discută despre realitate, și aș vrea să mă întorc puțin la punctul ăsta, exact asta, că dorințele, zice ea, nu sunt un standard valid, nu sunt un standard suficient pentru a determina interesele omului. Adică omul trebuie să zică, eu aș vrea ceva. Da? Dar viator. După aia el trebuie să analizeze cum integrează ce vrea el ca mijloc către scopul final, care e maximizarea vieții lui, dar și în sine. Dacă scopul ăla chiar duce, dacă ăla e un mijloc pentru maximizarea vieții lui. Adică contează foarte mult, nu doar ce vrei, ci și dacă chestia aia te ajută mai departe. Da, tot aici cu aspectul ăsta, domnule, trebuie să te gândești puțin și la realitate atunci când te duci și aplici la un job. Dacă jobul ăla scrie cosmonaut și tu vii... Biciclist? Da. Așa și aplici și zici, domne, vai, am pierdut, sunt frustrat, îmi iau gâtul. Înseamnă că nu mai e o problemă de etică obiectivită și așa. E o problemă psihologică aici, nu mai are legătură cu... Da. Ești desprins de realitate. Nu ai... Asta zice și ea. Da. Atunci dorințele, domne, eu simt că asta e menirea mea pe lumea asta, să fiu cosmonaut. E, uite că în realitatea trebuie să te gândești puțin și la ea. Nu se respinge asta, fii atent că ea nu se respinge dorința de a fi. Zice, ok, acceptăm scopul. Ce faci mai departe? Care sunt mijloacele, știi? Care e nu știu ce, știi? Nu știu dacă zici, păi, nu știu, nu-mi place, păi... A, trebuie să învăț, să-ți patru ani, trebuie să facă cu tare, să reziste la nu știu ce, știi? Exact, exact. Și aici ea mai face referire la legea identității, da, A egal cu A, spune în felul următor, că toate valorile și scopurile pe care și le alege un om trebuie să se integreze într-o imagine, să zicem, non-contradictorii. Nu poți să vrei și una și alta și un lucru și opusului în același timp. Să ai și, cum e expresia în engleză, to have your cake and eat it too. Să ai și plăcinta, dar să și mănânci. Da, ok, n-o să dăm
Varianta românească cu sufletul în rai. Varianta delicată românească este și cu tigaia unsă și cu șunca în pod. Thank you. La context acolo, Ayn Rand spune, domne, ok, tu trebuie să nici nu ai contradicții între obiectivele de termen, pe termen scurt cu obiectivul pe termen lung. Ca la fruitpartianism, da, nu promovezi agresiuni pe termen scurt ca să obții libertarianismul pe termen lung. Uite, aici mi-e greu să fac paralelele astea, știi, mie. Adică trebuie să tu ai mai citit mai mult, știi. Nu, să nu știu la joburi sau la nu. Din doar din discuția asta, știi, din capitolul ăsta, nu mă reiese deloc paralela asta cu principiul non-agresiunii. Ci doar noi o facem. Conflicte reiese de tipul care sunt foarte posibile la oameni, da? Hai să zicem că nu intru într-o extremă de tipul, domne, a doua zi după salariu îl cheltui pe tot și pe anul mai am. Zicem că 80% îl cheltui, da? Eu am pretenția ca după 7 ani de economisit, da, să ajung milionar, știi? Să fie o contradicție. Domne, ok, dar tu dacă ți-i cheltui așa pe termen scurt și după aia pui doar 2 cenți pe lună și peste 10 ani vrei să fii milionar, e o contradicție. Și tu zici, domne, așa mi se pare mie, știi? De că accepti și nu-ți rezolvi contradicția asta, știi? Da, și sunt mulți oameni care, cum să zic, trăiesc cu astfel de contradicții în viața reală, știi? Da, mulți trăiesc. Foarte rar, e rar. O grămadă de rar. Deci. Da, și? Și nu... Și ați zice, nu mai faceți. Da, mă vedeți chestia asta. Exact, that's the whole point, da. Nu mai adică dacă tu pui deoparte $2 pe lună și te aștepți peste 10 ani să fii milionar, îți garantez că nu o să ai mai mult de $240 în cont, nu 1 milion. Și oricât ai vrea tu să fie altfel, lucrurile nu se schimbă acum dacă ai fi cumpărat Bitcoin. De banii aia. Nu știu nici Bitcoin, nu cred că intră în... În genul ăsta de return, dar ai și fost mai aproape. E nu e rațional, adică e un fel de gambling. La Bitcoin? Nu știi, poate accepta. Nu, dar argumentul pentru Bitcoin, chiar pe care îl dai tu de obicei, e perfect rațional. Nu zic, pe termen foarte, foarte lung pe e posibil să fie. Pe termen foarte, foarte lung, da. Păi asta zic și eu, pe termen foarte, foarte lung. Acum, este acest termen foarte, foarte lung probabil să fie dincolo de lifespan-ul oricăruia de aici de la masă, da, este. Plus că... În ales să fie în live, în timpul vieții. Rațional este că îți exprimi și aici aduce, expandează o tipă indian care e la Ayn Rand Institute, am văzut-o explicând într-un interviu cu Dave Rubin, o chestie foarte mișto. Mm. Care îi lipsește foarte mult lui Ayn Rand, cum acționezi în vederea propriului interes, având și dând, investind în copii, care la Rand lipsește cu desăvârșire. Doar că folosește alt nume. A raționalizat, lăsați. Îi zice benevolență și așa, că evită obiecția. Nu, că sunt ai tăi. Nu dai în copiii altora. Adică nu investești neapărat în copiii altora. Și n-ai tăi. Nu, dar n-am luat meu altruism. Păi da, dar ce mai captezi după? Că te simți tu bine acum. Că... Da. Valoarea pe care ți-ai stabilit-o tu în timpul vieții ca fiind îți maximizează viața este copilul tău, să zicem. Atunci e normal să investești în acea valoare. Da, iar zice să aici poți o prinzi, că nu te potrivești pe exemple mereu, știi? Adică? Nu te potrivești.
Păi uite, când zice că își sacrifică, nu știu, cariera pentru... Păi poate vrea să-și sacrifice. Ăsta a fost interesul egoist. Ah, pentru deci când părinte. De exemple de astea. Da, uite, poți să folosești, să formulezi altfel ca să fie coerente pozițiile. Adică nu... Ce zici? Vreau să îmi optimizez hotărârile ca să trăiesc corect, rațional, ca om. Problema mea este că nu doar rațiunea nu poate să te informeze. Rațional poți alegi să investești în copii și te împlinești ca om, ca părinte în cazul ăsta, sau poți să nu investești, să te duci toată ziua la muncă, să faci super cariere, afaceri și te-ai îmbogățit și ești... Dar vin clienții. Da, și ai făcut o chestie extraordinară ca afacere. Sau dacă am fi randie, nu știu. E să o ții pe a ta, aia înseamnă să fii egoist. Dacă tu chiar asta visai să faci Wall Street și nu știu ce și n-ai făcut copii, e bine că așa ai făcut. Cred că mai degrabă, da, e atâta vreme cât asta este ceea ce îți dorești tu. Altfel nu și-a trist. Dacă tu faci copii și tu nu prea îți plac copii, nu prea nu știu ce o faci așa cu jumătate. Uite, de exemplu, aș putea muta și în direcția asta, cum să zic, investiția și dedicarea pe care Rando presupune, da? Dacă te-a pus să faci copii, atunci fă-i ca lumea. Da, 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 adică poți, dacă tu nu ești în stare că, nu știu, îți lipsește ceva pe dinăuntru la suflet, rațional era să nici nu te apuci să faci. Rațional e să nu te apuci. Da, da, good point. Că nu o să faci o treabă okay, bună și într-un fel, în domeniul. Ea ce zice? Ea zice că oamenii ar face bine, n-a spus-o explicit, dar ar face bine să fie sincer cu ei înșiși. Dar nu știi. Right? Ce parcă nu, da. Ești, nu vrei să... Nu ești, vreau să fiu sincer cu mine, dar nu știu. Nu știu. Eu să fiu sincer. Poate eram un tată de vis. A, nu știu. Sau poate zi vorbea, da. Nu știi. Copiii fiind un proiect de lungă durată, da? 5 ani ești beton pe chestia asta și aia, după aia ceva zici, bă, de fapt, da, vreau să fiu cosmonaut. Adolescența te-a descoperit. Din punctul ăsta de vedere, poate ai mâncat ceva, nu știu. Tu te cunoști pe tine, deja ai trecut prin mai multe cicluri de 5 ani. Dacă vezi că n-ai ținut un job mai mult de 5 ani sau nu te-ai ținut de un proiect mai mult de 5 ani, e un semn acolo. Noi cât avem 3 ani. Da. Bine, eu aș spune altceva, aș încerca un alt reducționism al filozofiei ei. Mie mi s-ar părea așa că pentru Rand ar fi criteriu minim ca să fii un om ca om ar fi ăsta. Să ai grijă ca în viața ta, și de fapt ăsta a fost și felul în care i s-a imputat când i-a luat Social Security la bătrânețe. În viața ta să fii capabil să îți produci destulă valoare astfel încât să susții viața. Să când poți să începi să produci și până dai colț. Și asta ar fi tot. Să nu fii la mâna altuia, să nu cerșești, să nu furi. Să nu te aștepți, să nu pretinzi. Să nu te aștepți, să nu pretinzi. Erau banii ei. Exact. Asta a fost raționamentul pe care l-a dat ea. Da. Ce, nu e corect? E corect. Dar... Te-a comportat egoist. Dar aș zice că ăsta ar fi minimul. Deci să îți produci mijloacele necesare supraviețuirii, vorbim de minim, pentru toată viața. Păi, și asta ar fi de ajuns. Natura ta e să fii lichea? Nu ești om ca om. Nu ești om ca om. Lichelele nu sunt oameni. Nu te sacrifici dacă you tu ești lichea. You heard it here first. Dacă tu ești lichea și începi să, nu știu, devii productiv, să faci lucruri pe care le vor ceilalți, deci nu-ți urmezi. Dacă tu ești lichea, înseamnă că ai un set de valori pe care nu le-ai integrat rațional pentru că nu îți permiți să te comporți ca un om. Păi de ce? Că sunt egoist. Nu e de ajuns. Dar licheaua... Ar fi altruist dacă licheaua face agresiune sau nu face agresiune? Standardul eticii obiectiviste nu este să fii egoist. Este să duci o viață ca un om. Nu ca o lichea.
sau ca un comunist. Dar te repeți. Exact. Prima, avem ceva ce era contextul, realitatea, patru erau, parcă nu? Asta a fost cu contextul. Realitatea, contextul... Da, cam seamănă, cam, e cam aceeași idee. Da, ideea, ea împarte o idee în părți, niște părți da, constituente ideea, pentru ea, adică na, contextul zice că, uite, ai grijă de piață, de schimburile voluntare. Responsabilitatea, ce a zis Valia din Aur, că să-ți creezi viața care mai dată lângă responsabilitate. Efortul, care mi se pare că e parte din responsabilitate, dar mă rog. Efortul să, deci context, să vezi, efort. Dar chiar trebuie să și faci ceva. Ce mai era? Context? Să... Realitate, responsabilitate și efort. Da. Care sunt cam același lucru. Atenție, mă rog, la neatenție. Writer. Mă rog, aș mai spune o chestie. Că... ea dă, nu mai știu dacă aici dă exemplul ăsta, cu femeia care e curtată de doi bărbați. Da, uite. Că se aplică aceste valori și la cele mai exclusive lucruri. Dacă doi bărbați sunt îndrăgostiți de aceeași femeie, ceea ce simte pentru ea, pentru ei, este determinat. Nu e determinat de ceea ce simte pentru celălalt. Adică cumva ea ar trebui să-i trateze pe fiecare nu prin comparație, ci individual. Și dacă unul este pierzător, atunci el trebuie să înțeleagă că nu cu ceea ce a venit el la interviu nu putea să obțină ceea ce a obținut câștigătorul. E ca un schimb din punctul ăsta de vedere. E ca o tranzacție. Tu ai venit cu o ofertă, l-alt a venit cu o ofertă mai bună, cineva a ales, ura și la gară. Era bună de psiholog, era. Nu, cred că era bună de psiholog, avea destule probleme. Ea. Cred că plecai de acolo, lămurit. Plecai cum a plecat Rothbard. Te aruncai după... plecai cum a plecat Rothbard, dus învârtindu-se. Da. Tot aici... Zicea, n-ai livrat? Ah. Mulți care simt în sufletul lor că nu reușesc să își trăiască viața la maxim pe lumea asta, spun, domne, asta e o lume pe care eu n-am făcut-o. Da? Alții au făcut lumea asta, mi-e greu să reușesc în lumea făcută de alții. Trebuia o altă lume. Pe cine așa? Să fie făcută astfel încât eu să reușesc cum ar veni, știi? Și omul nu l-am făcut eu, asta e clar, știi? Da. Spune, domnule, trebuie să ai o responsabilitate, nu trebuie și în lumea asta. Chiar dacă tu ai vrea să fii singur pe insulă și să ai responsabilitatea directă de a-ți asigura supraviețuirea, trebuie și în lumea asta, ori prin eforturi proprii, ori prin schimburi cu ceilalți din lumea. Ai discuția despre merit. Da. Discuția despre merit. Indran zice, asta nu pică din cer, știi? Uite, fata care, nu știu, vrea să aibă succes și nu sunt niște favoruri pe care ți le fac. Ceva. Nu trebuie să contribui și tu. Mai e o chestie aici. Toată lumea care se apucă să dea în cărțile Circe de Rand, cel mai la îndemână este să dea pe ideea, domne, aia nu sunt oameni, personajele ei nu sunt oameni. Nu sunt oameni reali, nu e nimeni așa de perfect, ăia sunt toți numai, ok, răspunsul e simplu, aia sunt niște arhetipuri, ea vrea să instanțieze anumiți oameni, dar sunt și oameni destul de reali acolo în cărțile ei. Și de fapt, ce spune Ayn Rand aici, e un lucru care multe filozofii du jour nu sunt de acord și pe care trebuie să te duci înapoi până la monarhism ca să ajungi într-un mindset în care să înțelegi lucrurile. Domne, deși noi mimăm această înțelegere, dar foarte puțină lume o internalizează. Domne, unii oameni mai bun decât alții.
și e ok. Din orice, pe orice dimensiune te-a pus să măsori, o să descoperi că unii oameni sunt mai buni decât alții. Și chestia asta e ok să fie așa. Foarte ok să fie așa. Adică, pe lângă faptul că noi în economie, fără chestia asta, nu am avea specializarea, nu am avea distribuția muncii și așa mai departe. Dar ideea e că cumva la nivel social, noi trăim cu toți într-un miraj în care, nu domne, toți suntem la fel de buni, toți avem dreptul la de toate și toți, și de ce să aibă, nu. Și noi libertarienii ne mai apropiem de chestia asta și spunem, păi nu, ăla are milioane pentru că merită, pentru că le-a făcut, pentru că sunt al lui, pentru că drepturi de proprietate, pentru că apropiere inițială, pentru că i-a dat TAS-ul, dacă le-a și pentru că TAS-ul a vrut să investească în FIS-ul. Da, și dacă le-a furat sau s-a folosit de gașcă cu statul și le-a furat, alea nu-s legitime? Alea nu-s legitime. Nu tot bogatul e furat ca lacrimă. Și asta este și ceea ce ea încearcă să evidențieze atunci când ăla pierde interviu. Uh-huh. Îi spune, domne, ia pune mâna în vață din chestia asta, a fost altcineva mai bun decât tine, e o tâmpenie să te superi că cineva a fost mai bun decât tine. Ha? Pune mâna, învață, antrenează-te mai bine, săr mai mult data viitoare și îți vezi când o să vină un alt job, îl iei tu. Bine, cred că putea să-l pierdă și dacă erau la fel de bun, dacă i-aș permit doar un angajat. Deci chiar dădeau cu banul. Exact. Și dacă dădeau cu banul, adică dacă până și acolo. Du-te la alte interviuri. Exact, până și acolo, tot nu e, cum să spun, ok, nu mai spui că e meritul lui lalt, neapărat, că sunteți egali. Mm-hmm. Da? Mm. Da, asta e, ca la un joc de noroc. A intrat în jocul ăsta, uite, la final nu s-a putut trasa o linie, e un joc de noroc. Și la campionatul mondial, la un moment dat, când au fost egale până la toate criteriile care trebuiau să fie egale, au dat cu banul. Au tras la sorți. Serios? S-a întâmplat odată, nu mai știu când. Parcă acum, recent, la World Cup... Ras la sorți. Nu, erau toți egali, în sensul că și ajunseseră până la minutul în care au luat primul cartonaș galben. Până și acolo erau egali. Oh my God. Și nu mai știu. Nu, ideea e că dai până greșești. Dai până penaltiuri, unul cu unul, până greșești. Trebuie să greșească. Păi nu, că nu jucau împreună, erau în grupe. Se punea problema care să delimitează. Au făcut egali și așa mai departe. Nu, a fost... erau în situația asta înainte de ultimul meci. Mi se pare că în ultimul meci s-a rezolvat altfel. Okay. Dar erau pregătiți să tragă la sorți. Deci s-a rezolvat pentru că au fost diferiți. Diferențele rezolvă. În finalul capitolului 4, Minerat spune așa, într-o societate liberă, cineva nu poate să aibă de-a face cu oameni iraționali. Poate să evite pe aceia. Însă, într-o societate neliberă însă, nu ai cum să eviți pe oamenii ăștia iraționali, da? Pentru că se referă la funcționari, bugetari. Cred că așa liberă, dai de... poți să eviți. Poți să eviți. Unde te duci? Mai încolo. Mai încolo, da. Nu, tocmai, nu te duci nicăieri. Pe drumul deținut de altcineva. Și... what is the road? Ca acea societate neliberă, singurul viitor posibil pentru acea societate este general destruction. Deci nu există un alt end result. Pe termen lung, noi cred că în viața asta o să prindem niște distractions ale unora care pe termen lung au crezut că o să aibă... Social democrația și democrația liberală europeană, cred că... Nu cred. În timpul vieții noastre? Ai. O duce sute de ani, duce. Eu cred că Costel e optimist. Sau pesimist. Sau pesimist. Da, nu poți ști. Bun. Trecem la următorul capitol. Da. Nu e toată lumea egoistă? Da. Obiecția clasică pe care am formulat-o și noi la un moment dat, nu? De fapt, am zis așa, că obiecția care e? Păi, omul acționează
nu m-am voit, nu... Uh-huh. Deci, mișcarea, ca să facă mișcare, face o alegere, alegerea e un act voit, prin urmare, nu e toată lumea egoistă. Asta, e, asta ar fi uh-huh. întrebarea. Ideea preferinței demonstrate, știi, a cumpărat ananas... Bine, da. Poți să deduci că... El face o nuanțare aici pe care eu nu aștept de la voi să explicați ce nuanțare a făcut el aici. A zis că nu, argumentul ăla e superficial, e... e aia. Păi dar pe atunci când... intră cumva în... Și asta e problema și la Ayn Rand, că, domne, asta, cam asta ar trebui să fac. Mm. Da, unde ești, frate, Zi tu, Cami. Da. Unde ești, valoarea supremă a filozofiei obiectiviste, a eticii obiectiviste, este viața. Viața ca om. Viața ca om, așa, da. Cu orice preț. Da, da, da. Acum, tu nu înțelegi realitatea foarte bine, o dai în misticisme, și post, nu ai toți nutrienții băgați în tine, în 3 ani ai o boală cronică și 4 ani ai mierlit-o. Poate să fie, da. A, așa. E. Tu, în momentul ăsta, tu zici, dom'le, eu am acționat așa, m-am gândit, am... cum să zic? Nu am ținut, să zicem, nu am acționat. Adică nu am ținut post, de exemplu, pur și simplu că așa mi-a venit mie. Am stat că nu... oricine ține post, nu e ușor, să zicem, nu ți-e foarte la îndemână. Și cu toate astea, zici, dom'le, a acționat, deci a fost egoist, da? Și cu toate astea, ne bifând celelalte criterii de viață ca om, conform eticii obiectiviste, nu... nu, n-ai fost nici egoist. N-ai fost, păi da, n-ai fost nici rațional, nici egoist. Da. Pentru că... a fost o etică a sacrificiului, tu te sacrifici, schinui trupul să obții grația divină, să zicem, sau nu știu, da. Pe, pentru formă de sacrificiu. Pentru că ai pus viața de dincolo mai presus decât viața de aici și pentru Ayn Rand asta este o chestie irațională. Deci viața de aici este valoarea supremă. Că nu există aia de dincolo, în sensul ăsta, nu ești rațional, știi? Nu știu dacă nu există, dar ideea este că... tu te sacrifici. Pentru un Ayn Rand nu este. Pentru cine? Pentru Dumnezeu, pentru păcatele... Nu, pentru tine te sacrifici să obții viața de dincolo. Păi nu, în sens radian. În sens radian ești complet rupt de realitate. Pentru deci, cine faci... viața pentru ea este ce doar... mănânci, de ce? Care e? What's the point? Ții chiar așa. Da, ții poți ca să obții un loc în fața acolo, în rai. În viața de dincolo. Rânduri. Da. Te vede bine și din spate. E posibil să nu prinzi deloc niciun loc, dacă nu. Să fie închisă reprezentanția. Mă gândesc că te sacrifici pentru... așa a zis Dumnezeu, nu? Te sacrifici pentru... nu? Nu. No. Îți subordonezi interesele tale de a mânca bine și nu știu ce. Hai să zicem, ăsta e interesul, interesul natural egoist. Interesul altrui prin care mă sacrific, nu mai mănânc bine, fac foamea. Pentru aici... așa a zis Dumnezeu, pentru altcineva. Poți să o ieși așa, dar... păi, asta cred că are în vedere și Ayn Rand, nu? Că te sacrifici pentru... nu. Eu zic că, eu, de exemplu, după ce... am citit primele capitole din cartea asta, mi se pare că poți să justifici cam orice cu filozofia sau etica obiectivistă. Da? Nu poți să justifici agresiuni. Nu poți să justifici cerșetoria și nu poți să justifici drepturi, nu poți să justifici drepturi din astea cum să zic, necâștigate. Da, am greșit. Uite, în exemplu cu marțienii, n-ai putea da un răspuns randian să sacrifici un individ pentru colectiv? Nu. De ce? Că prezervi viața la toată lumea. Nu mai e ca oameni, că nu pentru că n-au respectat... nu e și ca oameni, că trăiesc. Ei trăiesc, dar nu...
Nu e adevărat, vezi, doamne. Nu, trebuie să aplici principiul tuturor. Da? Dacă individul ăla nu vrea să se sacrifice, da? Tu, sacrificându-l, i-ai luat viața. Da. Bine, și aici dacă o extinzi, că poți să faci o marginală, dar iartă-mă, în care zici, e folositor exemplu ăsta de super marginal cu sacrificiul unui om. Și am mai făcut noi exemplu ăsta odată. Cineva zice, aici e o sacrificiu ăluia care nu vrea că să fie ăla, de nu să știe ce motive. Și după aia, se echilibrează balanța, că și ea și el viața, nu știu ce. Ăilalți, n-au băgat, n-au susținut nu, chestia asta. Nu, zici că el așa voia, știi? Nu, și aici argumentul ar fi că ăilalți trebuia să opună. Parte din viața ca om era ca ceilalți să nu stea să uite, vai, ăla l-a sacrificat și după aia s-a sinucis și ne-a salvat, vai ce altruist. Nu, era, nu are niciun problem cu sacrificiu, totul să fie... N-are și nici nu cere, nu pare să ceară din punctul ăsta de vedere. Asta poate pentru că nu a dat nici etica ei, nu pare să ceară intervenția. Nu ai nicio datorie să intervii, da, doar dacă vrei. Deci nu ți impune să intervii între nu, asta, ai dreptate, asta a fost adăugarea mea. Că mi se pare că dacă vrei coerență, atunci trebuie să... Mă rog, trebuie să alegi care e binele. Și nu? Binele nu l-alegi doar uitându-te așa la realitate, că mai era o chestie mică din aur cu realitatea. Mi se pare că ea tot timpul se referă la realitate care îți spune ce este. Și tu trebuie să te... La realitate și o mai și construiesc cu oamenii. Dacă doar te uiți la o lumea asta pe care n-am făcut-o eu... Păi nu ajungi departe, doar te dai la o parte. Și construcțiile alea vin peste ceva, adică nu poți să construiești orice. Nu, am greșit eu când am spus că orice poate fi justificat prin etica obiectivistă. Ce vreau să spun este că... Cea deosebire de utilitarianism care chiar poate să justifice orice. Așa. Da. Atunci când... În contextul voluntar, poate avem vedere. Da. În sensul de... Mai ales să luăm exemplul, să zicem, cel mai îndepărtat de pe care ea îl demontează deseori, și anume religiozitatea oamenilor. Atunci când îți construiești o realitate care nu are legătură cu realitatea obiectivă de zi cu zi pe care o întâlnim, da? Exemplul ăsta al călugărului care, să zicem, nu mănâncă suficient, el își poate justifica existența, da, se supraviețuiește el prin el însuși, nu pune pe nimeni să zicem să-l hrănească sau să-l susțină și așa mai departe. Și își maximizează viața prin faptul că dacă trăiește doar 4 ani după ce începe cura asta, ajunge în rai. Nu, așa poate să trăiască și mai mult. Poate să trăiască și mai mult. Dar să zice că unii n-au. Ea zice că e fals, trăiește cu niște iluzii. Ia aici, ok, hai că suntem la capitolul Hrăștia respectiv și putem să ne întoarcem și la exemplu pe care îl dă Costel. Aici e într-adevăr limita filozofiei, pentru că ea spune așa, absolut totul, toate valorile pe care le alegi trebuie să fie un scop către un alt scop, care într-un final trebuie să îi servească scopul ăla maxim, să-ți trăiești viața ca om. Bun, sau să-ți maximizezi viața ca om. Cum preferăm să-l luăm. Ok. Dar să-ți maximizezi viața ca om, de fapt, e un imperativ moral foarte slab. Adică ea atunci când l-a definit, să ne aducem aminte că l-a definit în baza următorului fapt. L-a definit în baza faptului că omul trebuie să-și producă mijloacele ca să stea în viață și pentru că trebuie să-și producă, trebuie să planifice și trebuie să își, și în felul ăsta își maximizează el viața ca om. Adică e destul de slab din punctul ăsta de vedere. Nu spune nicăieri acolo
trebuie să trăiască omul ăsta. Da. Și aici, tocmai asta ați găsit voi corect punctul de atac, în care spui, domne, eu vreau 2 ani, eu vreau 4 ani, la revedere, ura și la gară. Din punctul ăsta de vedere, e o obiecție foarte bună, pentru că teoria ei este făcută de așa natură, încât... Permite. Încât... Permite. Astfel de... Permite și nu pare neapărat justificată. Deci, din punctul meu de vedere, eu, ce am zis mai devreme, aș propune reducția aia. Tu vrei și mai e un lucru pe care ea nu l-a în considerare. Ea spune mereu, trebuie să avem o preferință pentru termenul lung. Pentru că asta nu înțelegem exact de unde vine. Uh-huh. Și cumva e de la faptul că cât ești în viață, cu atât strângi mai multă utilitate, cu atât e mai maximă. Da? Contraargumentul la Ada Costel mai devreme, domne, eu maximum mi l-am setat ca fiind aici, îl obțin repede, nu mă interesează mai departe ce se întâmplă. Da? Și eu aș zice așa, atâta vreme cât nu ești dependent de alții într-un sens non-voluntar. Că, de exemplu, să zicem, cum spunea acolo un exemplu din capitolul trecut. Exemplu din capitolul trecut, sau era chiar din capitolul ăsta, cu copilul care renunță la job ca să aibă grijă de părinți. Din asta. În capitolul ăsta era. Da? E cumva acceptat în societate că copilul trebuie să renunțe la job ca să aibă grijă de părinții bolnavi, pentru că trebuie să o facă, pentru că ei ți-au dat, pentru că e de fapt porunca a doua sau a treia, nu mai știu care dintre, cu honor thy mother and thy father, respectă pe mama și pe de-al tău. Ok, că e o poruncă. Nu, ca pe când Rand spune nu. Lasă-i să merite chestia asta și dacă merită și dacă tu consideri că merită, atunci fă-o. Dar dacă tu o faci pentru că ei merită, atunci ei merită. Și chiar dacă primesc ajutor de la fiu, asta este tot ceva ce au produs. Au produs efectul ăla. E ideea asta de win-win versus win-lose. Da? Eu am făcut ceva astfel încât fiul să aibă grijă de mine când sunt bătrân și bolnav. Da? Am inspirat, eu am pus chestia asta în el. Eu, nu o poruncă sau nu o chestie venită de undeva din societate. Asta e diferența. Aici Nathaniel spune că, dom'le, diferența între egoism și altruism, egoismul este atunci când tu ești un end, un scop în sine, pe când ceilalți, altruismul este când ceilalți sunt un scop în sine, pentru care tu te trăiești. Sau invers, tu devii un scop, tu devii un mijloc pentru ceilalți. Da. Atunci când îți ajuți părinții, tu poți să o întorci așa. Ești altruist pentru că scopul existenței mele este să-i ajut pe ceilalți. Părinții sunt alții, îi ajut. Așa. Sau poți să o întorci și că, dom'le, sunt egoist pentru că părinții mei mi-au dat valoare, au pus în mine nu știu ce și atunci mă ajut pe mine însumi pentru că vreau să stea în viață părinții mei pentru că iubești și dacă nu-i mai văd, o să sufăr și o să nu trăiesc viața la maxim. Am discutat chestia asta în capitolul trecut. Da. Da, când am era cu nevastă atunci. Da. Atunci era nevastă, dar de același lucru. Prezența în viața unei persoane pe care o iubești, simpla prezență, e de ajuns. Da. Nu, e să nu fie un conflict dacă ai un copil care nu prea se dă în vânt după părinți. Exact. Pentru că ea sunt criminali în serie, hai să zicem. Poate fi. Și el se sacrifică, să spun așa, nu e bine. E punct de vedere rendian. Da, da. Și un al doilea loc în care aș putea să atac... Perspectiva este tot ceea ce contează, da? Ăsta e un al doilea loc în care aș putea să atac chestia asta a lui Brandon. Pentru că aici avem o problemă.
că, de ce? Pentru că Brandon chiar o formulează. Stai să găsesc unde o formulează exact, ca să nu îl cităm greșit. Adică eu fac aceeași acțiune, dar dacă mi-o justific într-un fel, sunt ok cu etica obiectivistă, dacă mi-o justific altfel, nu mai sunt. Știi? Dar acțiunea e aceeași. Pentru că acțiunea poate să-ți contrazică, nu vrei să ai copii, faci copii. Acțiunea îți contrazice scopul. Da, după aia când mă întreabă unul, sacrificat, un judecător, domnule, hai să judecăm după etica obiectivistă faptul că Gabi a făcut copii. Păi nu, el te întreabă, tu ce vrei, care e planul tău? Păi nu știu, nu-mi place să fac copii. Păi nu, la început, da, știu, dar, dar când mă întreabă, spun ce vrea să audă, știi? Și îi spun toate astea alele. Unde asta este, așa mi-a extremizat eu viața, știi? Când copii. Da, pe asta ar fi critica centrală a capitolului ăsta, da. Că nu poți discerne, știi? De unde știi ce? Că Nathaniel Brandon sau și Rand poate să spună, a, băi nu, că tu îți plăcea fotbalul. Adică o perspectivă, și acum găsește el citatul. Ei nu sunt de acord că preferințele se demonstrează în acțiuni, știi? Nu le știm altfel. Dar cred că ar fi superioritatea școlii austrieci. De unde știu ce preferă ăla, știi? Păi, nu știu, îl preferă să facă podcasturi. Păi a făcut vreodată vreun podcast, să uite la ele, să... Nu, niciodată. Pici, de unde ai scos? A zis, preferințele se demonstrează în acțiuni. Dacă stă lângă maică sa și nu știu ce, înseamnă că preferă să nu știu ce. Nu e niciun sacrificiu. Da. E alegerea deliberată și nu știu ce. Exact. A băgat picioarele în carieră și vezi nu știu ce, știi? Mă grijească pe nevasta. Dar Ian ți-ar spune, nu, s-a sacrificat, a greșit. Da. Păi nu s-a sacrificat, asta a fost egoismul. Plus că i-a spus, nu, s-a sacrificat pentru era că... Era egoist ca s-a legat. Așa este cutuma în societatea respectivă. Trebuie să renunți la nu știu ce și el a ascultat, nu a ascultat de... Păi, întrebarea, cine are însuși dreptate? Ăla care... Da, așa e nefalsificabilă, știi, că da. Poate să spună oricât... Poți să întorci. Da. Da. Nu, că nu e ce spune satul, e ce zic eu, știi, sau... Da, 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 exact, exact, exact. Păi nu, că la ținea la nevastă, nu ține asta. Dar doar l-a obligat... Da, presiunea socială, știi. Moravurile. Mă rog, mereu avem lipsă de răspuns la chestia asta, că da, zici, cum să găsești binele? Asta austriacă, care totuși se uită, ok, te poți înșela, dar dacă vezi că la toată viața se uită la filme, poate îi plac filmele, știi? Uh-huh. Înțelegi? Nu poți să zici, a, nu îi plăceau, dar s-a sacrificat, că presiunea culturală, calma, la filmul a început și să uite și el, știi? Mă rog, deci ideea e că nu găsesc și de... Am găsit oarecum citat, dar e cam o pagină întreagă. Problema e așa, că el spune aici în felul următor, că cum determin, se pune problema dacă o acțiune este egoistă sau nu, și el spune că de fapt ideea e așa, că tu poți să spui corect din punctul ăsta de vedere că toată lumea e egoistă, dar asta ar fi egoism în... din punct de vedere mecanicist. Toată lumea face mecanic pentru că e o mișcă voința. Dar el spune că egoismul în sine este important doar din punctul de vedere al unui cod etic. Și anume, ce înseamnă etica? Cu ce se ocupă etica? Se ocupă cu judecata alegerilor sau mai degrabă acțiunilor oamenilor. Da? Le împarte în bune și rele. Da. Bune, având rele și neutre. Având în tot tipul în perspectivă un set de valori. Având în perspectivă un set de valori. Ierarhie. Judec, da, o ierarhie de valori, da. A și, făcut ceva, ai să dăm valorile, ce-a și, bifat, ce n-a și problema mea este așa, că la un nivel subiectiv, judecata asta e posibilă, în sensul în care tu știi de ce ai făcut ce ai făcut. Teoretic, dacă ai avea timp să stai și să analizezi, să tragi de fiecare ață, ai putea să descoperi sursele tuturor valorilor care te-au împins la acțiunea pe care ai făcut-o. Da? Însă, și aici e unde se rupe legătura. Dacă am ajuns în punctul în care o acțiune, ca să fie judecată drept bună sau rea, contează ce e în mintea omului care a făcut-o. Și cum noi spunem, și noi spunem mereu, exact, și noi spunem mereu că ce e în mintea omului nu poate fi cunoscut
Mă tem că etica obiectivistă și-a pierdut obiectivismul. Din punctul ăsta de vedere. Obiectivitatea. Obiectivitatea, corect. Pentru că, uite, o întorsătură și mai dată. Ok, domne, nu am respect părinte așa de mult, dar totuși mă sacrific pentru ei, îmi renunț la carieră, stau cu ei tot timpul. Da, stau din cauza că există o presiune socială, da, dar asta este în interesul meu, egoist, mă dezvolt mai departe, pentru că după aia pot să ies pe stradă, o să mai fac tranzacții, să schimb ouă și pâine cu ceilalți, pentru că altfel ăștia nu m-au mai primi. Aici aș asigna o ca fiind deci aș pune-o din punctul ăsta de vedere pe același nivel cu ăia care băteau deținuți în închisori, ei deținuți fiind, ca să se pună mai bine cu gardienii. Da, dar e egoism, o să vă contra exemplu. E egoist, dar nu e egoist etic. De la curat. Da, e curat. Că dar aici nu suferă nimeni. Aici. Suferi tu. Suferi tu și atunci. Suferi tu pentru că tu te... Acum, dacă răspunsul tău este, fără de a face chestia asta, eu nu pot să maximizez viața în sensul că voi fi ostracizat și voi fi... Asta e, da. Și... Nu mai și nu, eu sunt și atenție, brutar, am o pâine, și o brutărie. Și nu pot să plec, nu pot să părăsesc comunitatea aia, nu pot, fizic. Uh-huh. Nu e vorba de preferințe. Adică și aici, știi, se dă înapoi pe alegerile tale. Că poate să-ți fie mai comod. Dar atunci, iarăși, nu ai luat toate lucrurile în considerare. Da. Da, dar e egoist, știi? L-a infirmat pe rând. Nu. El nu s-a sacrificat. Cum să nu? Nu neapărat. Adică... Gura lumii e tot egoist, mai rău decât... A zice doar... Deci eu am dat cazul în care el ar rămâne egoist în sensul randian, este ăsta, în care nu poate să pleacă. Nu poate să plece de acolo fizic, nu poate să plece în Coreea de Nord, îl împușcă la graniță, sau în România, unde iarăși te împușcau la graniță, România comunistă, și dacă nu faci chestia aia, urmează să înfrunți 100% cu siguranță o ostracizare care îți va aduce moarte. Da. Ăsta este singurul mod în care ai putea să justifici randian colaborarea cu guvernul. O chestie de intensitate. Deci, mie mi se pare că de multe ori ideile libertariane și uite și astea, filozofia asta obiectivistă, par reci, vai, dar e despre ce vorbiți voi acolo. Mie mi se pare că încercarea de bază a curentelor ăstora de idei este să-l facă pe om, pe fiecare, să-și asume, să gândească critic. Să gândească, mă, ce fac eu? Da, pentru că mi se pare că poți să ai conflict de interese, dar de multe ori conflictele de interese sunt înăuntru omului. Uită-te cum ai oameni care ar vrea să fie stat, dar să fie bun. Păi vrei un măr și un non-măr. Nu, în mintea lui nu e un conflict. În mintea lui nu e, dar dacă ar folosi genul ăsta de gândire critică, ar ajunge la o coerență în care ar vedea că trebuie să aleagă, mă, nu pot să... De exemplu, brutarul care rămâne din cauza societății în comunitatea aia, dar el ar fi vrut să fie aviator, whatever. Și totuși rămâne acolo, nu știu ce. Dacă îi zici, pleacă de acolo, să zicem că poate, da? Pleacă de acolo, lasă-i pe ăștia cu ideile lor și tu vezi de viața ta. A, dar eu aș fi vrut să fac și nu știu ce, încă ceva în comunitate acolo și atunci trăiește cu... Păi atunci, aș vrea comunitatea aia, dar să fie bună, aș vrea stat, dar să fie curat. Atunci înseamnă că ai un set de valori care sunt contradictorii, incoerente, nu ești în legătură cu realitatea. Da, și mi se pare că ideile astea îți fac, te pun să și faci liste de fapt, alea, să ai o coerență ăsta între ele. Ăsta ar fi singurul loc în care ai putea să încerci să salvezi ceva din raționamentul lui Brandon, în sensul în care noi nu putem să ne dăm seama ce e în sufletul omului, într-adevăr nu putem să ne dăm seama, dar putem teoretic să investigăm ceea ce ne spune el despre valorile sale
și criteriul este destul de simplu. Dacă găsim o incoerență de valori și punem persoana față în față cu ele și atunci când le vede, intră în disonanță cognitivă în loc să zică, ha, ce chestie, asta e, să mă gândesc puțin. Ok. Dacă intră în disonanță cognitivă și se supără și nu mai discută cu tine, ok. Nu e... Sigur, sigur nu e pe drumul cel bun. Fii atent, el zice că vrea să se facă aviator, ăsta a fost visul lui. E în oraș, e o conferință cu aviații, impozion. El nu se ducește. Da. Înțelegi? Păi ce aviator vrei? Când ți-a venit la nas și... E o contradicție. Păi vreau... Uite, asta e contradicție. Vreau stat, dar să nu plătesc taxa asta. Nu e o contradicție. Vreau plătească alții. Da. Uite, no? Apropo de asta și ce ziceai tu, ați fost voi doi la emisiunea lui Vasile și vă spunea el la un moment dat că și-ar fi dorit să... îl fi în contextul în care vorbea despre stat și ar fi dorit să-i explice cineva cu duhul blândeții că drogurile sunt rele și nu știu ce și mai departe. Ar fi vrut ca statul să-i explice și cumva, cu duhul blândeții. Cumva aici... Tu ai sărit în sus? Am sărit eu în sus, da, dar n-am mai ajuns în emisiune povestea. Unul la mână, statul nu are duhul blândeții, statul este un... Prin definiția lui însăși este forța aplicată, e un element de forță. Uh-huh. E o bâtă gata să dea. Și tu vrei ca bâta gata să dea să-ți explice chestii cu duhul blândeții. Ba, să-ți vine cineva la județ, o profesoară, nu știu ce explică, sau un polițist. Da, dacă doar explică e ok, dar atunci nu mai e... Duhul blândeții. Atunci nu este, nu e în calitate de om al statului. Este că, nu, e plătită cu taxe luate cu jertfă. Exact, sau ca să-ți povestească ție chestiile alea. Sursele au fost fără duhul blândeții. Da, au sacrificat niște inocenți. Da, poate un ONG atunci, sau, mă rog, un prieten, să putea să zice. Da, ăsta ar fi punctul vulnerabil, că nu știi de ce, își dau cu părerea, ok, critică misticismul și nu știu ce, cum știi că ăla a vrut aia și nu altceva? Cred că... De unde știi tu că el n-a vrut? Pentru că tendința lor asta e când apar chestii de sac, uite, mă sacrific, nu știu ce, sar, să salvez un... A, te-ai sac... Păi nu e niciun sacrificiu, că asta... Așa sunt, vreau să salvez... Da, dar întrebarea este... Coerent cu ideile lui, da. Nu puteam trăi fără chestia asta. Întrebarea este de ce ești așa? Dacă ești așa pentru că te-a mișcat societatea și tu, dacă ai fi fost lăsat de capul tău, n-ai fi preferat chestia asta, atunci e o discuție. Apropo și de exemplu cu extraterestrii, teoretic, nu mai știu dacă a fost un subiect de SF sau ceva de genul ăsta, se pune dilema și se sacrifică unul sărac, unul care n-avea niciun scop în viață, era vagabond, era nu știu ce, și ridică el mâna, alege să se sacrifice. Și extraterestrii spun, bine, peste un an venim să-l luăm. Și în anul ăla, toată omenirea, aia ce, îl bucură, îi dă ăstuia, trește-regește. Și când vin extraterestrii, dintr-o dată ăsta nu mai vrea să-și mai arunce viața, pentru că găsise pentru ce să trăiască. Ideea care, întrucât nu trăiești într-o peșteră, orice idee de la cineva, asta dacă nu ești un geniu și nu crezi ceva nou, știi? Nu spune așa, poți spune în rând, a, păi tu l-ai auzit pe rău, dar da. Ok, și? Așa și. Ideea este dacă ai integrat-o în interiorul piramidei tale de valori, piramidă de valori construită ca să îți maximizeze viața. Bine, eu o să țin pe-a mea că și ideea lui Rothbard, dacă auzi sau dacă auzi nu știu ce alte valori de la alte entități, de oriunde ar fi ele, cred că omul ca om este dator să le treacă prin filtru gândirii critice și să verifice, nu? Ca să se ferească de vreo falsă revelație. Și care obiecția la randianism, chiar la orice poate să spună Judith în bildată. A, da, tot. O salvez un copil, nu știu ce, ajut, nu știu ce, cu bani.
You didn't build that, știi? Mm. Te-ai de permis, ce? Ai de avut ce? Privilegiu să-ți permiți să sari să-l salvezi? Deci, presiune socială, n-ai fost. Cum n-am fost eu, că așa sunt eu? Nu știu, cred că... N-ai fost. Cred că... Da, tare. Cred că pentru obiectivism în sine, Rand mai întâi, te-ar întreba de ce ai făcut-o. Tu dacă, o să, tu o să, tu o să dai un ia răspuns. Ia critică ce ai răspuns tu. Nu? Tu o să dai un răspuns. Dacă în răspunsul tău găsește o contradicție, atunci o să spună you didn't build that. Plus că poți să faci chestia asta, nu neapărat, dom'le, eu sunt un judecător. Ce poți să găsești? Poți să zici, nu, că tu n-ai vrut să salvezi copilul ăla, a fost un destul altruist, tu nu ești răspunsul așa. Tău, Costel, în interiorul răspunsului tău trebuie să găsim contradicția, nu trebuie să învii tu cu una din afară. Păi asta zic că e problema ei, că îți exportă, deci ea la orice chestie pe care o fac să ajut să nu știu ce, a, păi nu erai tu ăsta. Și eu zic, bă, nu, eu eram ăsta. Eu cred că ea zice să te asiguri că ești tu. Adică îți plantează probe, știți? Tu în interiorul tău să fii propriul judecător al acțiunilor tale. Ei, da, fii atent. Pentru că... acțiunea mea e compatibilă cu ambele și cu aia egoistă și cu aia altrui. Ori ea vede doar acțiune. De-aia e bun, libertare, nici măcar te lasă în pace. Nu te judecă. E posibil, dar... Eu o să zic că e altruism. Să-ți dau... Uite, o altă filozofie de viață, da? Să zicem creștinismul, la fel poate fi cu interpretat în același mod ca și tine. Ai dat banii unui cercetător pe stradă. Și apare undeva să-ți judece fapta. A fost o faptă bună sau rea? Poți să zic că ai dat pentru că suntem mândrești, vai ce bun sunt eu, vai ce eu, de ce păcat? Sau ai dat din milă pură și zici, domne, am avut ambele stări în sufletul meu în momentul ăla. Randianism răsturnat. Înțelegi? Deci, într-adevăr, poți să o faci și așa. Deci, orice acțiune poți să o răstălmăcești, pentru că, na, dacă depinzi mult de ce stare de suflet ai avut sau din ce rațiuni interioare ai făcut un lucru, nu ajungi departe. Aici, cred că poți da definiții de altruism în care chiar dacă am fost mândru, știi, chiar dacă am făcut din mândrie chestia, nu contează, ăla e altruism. Înțelegi? Acțiunea de a ajuta, știi? Și faptul că mecanic, n-am avut așteptări materiale. Da. Uite-l și pe ăsta. Chiar dacă sunt mândru. Da, și pe ăsta, mândru că... Nu. N-a fost altruist. Ăsta e egoist. Ăsta vrea să ajungă, ține la el și vrea să ajungă cu sufletul în rai. Nu sunt credincios. Auzi, ce, mi se pare că... E egoist că vrea să doarmă mai bine noapte. Da, ceva. Da, deci... Poți să întorci oricum. Da, de întors poți să întorci oricum. Da, ideea că, pe definiția mea, aș fi consistent altruism, nu știu, să ajut, să nu știu ce. De... Acțiunea a fost de a ajuta pe cineva și să nu am... Să nu știți încă ce face dreapta. N-am avut așteptări materiale, știi? Păi primești viața veșnică. Păi nu știu, e material? Într-un sens e corpul. Eu cred că mie îmi plac genul ăsta de analize în care căutăm ce-i pe dedesubt, de ce s-a întâmplat cu tare. Și uneori, ok, putem ne lovim, nu știm. Dar mi se pare că foarte mulți oameni fug de genul ăsta de analize tocmai pentru că atunci trebuie să-și asume responsabilitatea pentru viața lor. Și ai o grămadă de căi din asta de scăpare. You didn't build that. Așa mi-a zis nu știu ce zeu. Presiunea socială. Așa m-am simțit eu atunci. Mai veniți cu 1000 de alte variante pe care le găsim în jurul nostru. Dacă vorbim de idee, e disonanță. Da, dar totuși... întrebarea mea ar fi, și nu de răspuns acum, cum și că lumea zice, trebuie să fim uniți ca să fie o societate bună, să lucrăm, nu știu ce. Și zici, bine. Cum faci omul bun? Și, mă rog, ideea este că... Trebuie să fim uniți dacă, să zicem, avem, nu știu, 1% din populație criminală în serie, trebuie să fim uniți? Nu, trebuie să extirpăm. Să fim uniți ca să... Da. Mi se pare că totuși Ayn Rand se duce spre o etică obiectivistă de ceva, deci nu lasă loc la interpretări. Și dacă stabilește o ierarhie
Mara pornind de la deci, viața. Deci zici că ea vrea să-ți dea niște o ierarhie de valori. Ea lucrează, okay, așa. Și are problema că ea lucrează, jonglează cu subiectivisme. Ori ea n-are nu să știe ce e mintea lui. Uh-huh. Da. Deci, sincer, ea vede doar acțiunea, știi? Și ea zice, cred că încearcă, deci, da, ăsta cum e? E altruist. Tu unde știi, frate? O, ia așa, deci avem viața asta din de pe lumea asta, cum ar veni, ca valoare supremă. După aia avem rațiunea, da? Lucruri care nu se pot contrazice una cu alta. Ca mecanism suprem. Ca mecanism de cunoaștere și de stabilire a, să zicem, ierarhiei valorilor după ce stabilim că viața este, prin axiomă, viața din lumea aceasta este valoarea supremă. O e așa cu rațiunea și... Viața omului ca om. Viața omului ca om, așa. Astfel încât ea încearcă... Uite, scuze, Gabi, aici poți mai ridicat noi problema asta a circularității, știi, valori întemeiate prin viață, știi, viața iar prin valori, știi, de cercul, știi, e de văzut, da. Și cât de... Ce mi se pare mie că încearcă ea să facă, astfel încât nu prea ajungi în sistemul ei de filozofie să ajungi la interpretări din astea, domne, își face orice pentru că poți să justific orice. Nu, și eu sunt de părere că... Asta e o canalată, nu e? Deși nu știu, aici... Stai, presupun că vrei să te duci undeva, zici concluzia. Da, și vreau să ajung la faptul că cu ajutorul, să zicem, acestei etici obiectiviste, cum ziceam și noi ca libertarian, domnule, e postmoderni, poți să interpreteze realitatea ca fiind orice, dar tu nu ești băiat, ești fată, poți să iubești un copac, copacul are suflet și așa mai departe. Ideea este că atunci când unul îți fură un televizor, lucrul ăla nu mai este la... Nu poate fi supus unei mai interpretări. Poate. Asta e. La ei se poate. Acolo lucrurile sunt, trebuie să fie foarte clare, da? Clar, să ajungem la o etică cu care putem să conviețuim unii cu alții. Că ceva e furt, o construcție socială, știi? Ăla, din punct de vedere comunist, poate fi o restituție, știi? Mm-hmm. Poțul și-a luat ce era al lui. El avea dreptul la un televizor, știi? În baza cărui sistem de proprietate. Ok, care am dedus deja că reprezintă în sine o contradicție. Ce aș vrea să zic eu e mai relevant la ce am discutat până acum e asta, că în astea două capitole e dureros de evident unde e, să zicem, o etică libertariană sau etica libertății, cum vrei să-i spui, superioară obiectivismului lui Rand. În primul rând, pentru partea în care ea spune, la un moment dat teoretizează în capitolul ăsta, că nu există conflicte între interesele oamenilor. Există, într-adevăr, o etică care îți generează un set de activități care nu generează conflicte între interesele oamenilor. Aia este principiul non-agresiunii. Este singurul care poate să spună, poți să spui așa, îți generează subsetul de scopuri non-conflictuale pentru toți oamenii. Ai zici în sens dar că și acolo ai competiție. Ai competiție, dar ea competiția nu o privește ca fiind interese între, ca fiind conflictul între interesele oamenilor. Da? De acolo ai, competiția e permisă. Asta e problema, știi? Da. De ambele. Al doilea loc în care mi se pare că e iarăși foarte tare și unde își dovedește limita, o etică fundamentată pe principiul agresiunii și atât, nu trebuie să lucreze decât cu acțiunile, nu interesează motivația. Uh-huh. Domne, am furat că mi-era foame. Big fucking deal. Ai încălcat drepturile de proprietate sau nu? Asta e tot ce mă interesează. Uh-huh. Da? Da. Am dat cu mașina neintenție. Ok, dar cu mașina. Uh-huh. Și critica care o aduci cel mai des, care e adusă cel mai des unei etici din astea minimaliste fundamentată doar pe principiul agresiunii și atât, este, domne, dar nu-mi spune ce să fac. Mm.
Domne, nu spune. Uite, cartea asta, atât de groasă, dar încearcă să spună ce să faci și să rămână consecventă. Da? Față de etica non-agresiunii nu reușește, că tot dă în subiectivism. Uite, cartea asta, da? Cărțile sensului de Peterson, documentează istoric ce au încercat alte etici să spună ce să faci, da? Nici alea nu au rămas consecvente și alea au dat-o în subiectivisme, da? Rand, spre deosebire de alea, măcar încearcă să rămână în domeniul ăla în care e cât mai obiectivist posibil. Nu reușește neapărat și de asta o etică bazată doar pe principiul agresiunii mie mi se pare superior. Da, depinde ce așteptări ai, știi, dacă aștepți multe o să fii frustrat.